Potrivit edilului comunei Peștera Valentin Vrabie, ploile din luna iunie au distrus numeroase gospodării, drumuri și culturi, producând pagubă de aproximativ 1,5 milioane de euro. Nu este primul an în care această localitate se confruntă cu astfel de probleme, de aceea primarul comunei a solicitat din nou sprijin financiar atât autorităților locale cât și celor centrale, ajungând până la cabinetul prim-ministrului și chiar la președinție. El a solicitat sprijin pentru amenajarea unui canal de scurgere a apelor pluviale, precum și construirea unor podețe. Aceste poduri și punți pietonale, într-adevăr, acest proiect este prioritar pentru că amenajează valea, dereaua aceea care traversează centrul localității, despre care, mă rog, aduce nenorocirile acestea, și pe parcursul căruia sunt 3 poduri și 2 punți pietonale subdimensionate, care în momentul în care vine apa, ele funcționează ca niște baraje, ridicând astfel nivelul apei în comună și, mă rog, apar inundațiile acelea nedorite. Chiar dacă a trecut mai bine de o lună de la solicitare, edilul abia a primit un răspuns și acela deloc încurajator din partea Companiei Naționale de Investiții, care se pare că nu a înțeles importanța construirii acestor podețe. Lucrările de construire a unor poduri rutiere și punți pietonale pentru care dumneavoastră solicitați sprijin financiar nu se înscriu în categoria lucrărilor de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile. Valentin Vrabie consideră că acest răspuns este o jignire la adresa locuitorilor comunei Peștera, care s-au confruntat cu una dintre cele mai mari viituri de până acum. Este un răspuns jignitor la adresa liniștii comunității, mă rog, a oamenilor din comuna Peștera, care după ce mi s-a întâmplat pe 11 și pe 13 iunie sunt total neliniștiți și, mă rog, sunt, vă dați seama, destul de speriați. Chiar dacă nu a primit și alte răspunsuri, primarul speră ca măcar autoritățile județene să-i acordă sprijin. Sperăm să se găsească soluții și, ce să zic, sperăm să fim și noi trecuți acolo în proiectele prioritare de urgență care să fie implementate în imediata perioadă. Potrivit edilului, proiectul elaborat de el și de echipa lui ar duce la o scădere a pagubelor produse de viituri, dar mai ales la protecția și liniștea localnicilor.